Dumnezeu, mai aveți să mă pun negrița pe tot mine. Eu? Da, scorotarul împreună. Dar cu ce v-am pune negrit? Ia că așa, că ați făcut satul de râs cu rotarul. N-ați ști cine e rotarul pentru burlacul. Eu văd cine e primarul, de rotarul ce mă interesează? Eu vă întreb, eu nu v-am nu v-am spus nimic și dați în pace, vă spun cinstit. Păi nu eu pot o sătulă de dânsa de 6 ani. Nu pot să vă las în pace, că sunteți ales al poporului. Persoană ales al poporului, pe minim o vota 400 de oameni, nu 50 de oameni de-al de rotarul. 60, dar nu contează. Și acei oameni vor să da. Fie reprezentați și au și ei drepturi. Și toți se reprezentați în sat. Da. Deci cu ce să vă las în pace? Ce anume vă deranjează? Anume mă deranjează că v-ați legat cu dânsa și ați făcut satul de râs. Dumneavoastră faceți satul de râs. Nu este prescris... Nu fac eu satul de râs. Nu este... Veniți și vedeți câte lucruri s-au făcut în sat. Nu este prescris... Câte lucruri bune s-au făcut în sat. Nu este prescripția aceea care spune că ai cheltuit o grămadă de bani? Prescripția este, o să răspund pentru prescripție și e. Tot e făcut și prescripția și e la comandă e făcută. Cum? Și n-am eu nici o încălcare și n-am furat eu bani și n-am dus lumea în eroare. Bun, dacă o-ți demonstrezi asta, norocul mă tare, dar până atunci avem dreptul să te criticăm, nu poți să ne interzești, nu? N-aveți dreptul. Cum nu? Dar să cheamă... Ca să vă critic și eu dacă îți trebuiască. A, cred că ne-ai și mata dreptul, doar că nu suntem în funcția ma tale, nu prea ai pentru ce să ne critici. Ea e aleasă în Consiliu, dar eu n-am nicio funcție, pe mine pentru ce să mă critici? Și n-aveți vă legat de satul Burlacului. Și o grămadă a lumii din sat au plătit amenzi din cauza ei și umblă jumătate de sat prin judecat. Oamenii ce au plătit amenzi poate pentru că au încălcat legea, nu din cauza ei. Tot din cauza ei păi au plătit amenzi. Ea o sesizat. Și se uite la dânsa acasă și mizerii trăiește ea. I-au sesizat încălcările de lege și de asta oamenii au fost amendați, ca și mata. De atâtea ori ai fost amendat la plângerea sunt organe ei, care se ocupi cu mine. Nu trebuie mata să te ocupi cu rotarul. Toate gunoaiele din sat să le scoat. Trebuie cineva să scoată gunoaiele din sat, nu? Trebuie. Aș fi scoat odată cineva, nu? Ameninț? Eu nu ameninț. Avem... Dacă m-au votat oamenii țani, înseamnă că m-au votat. Nu sunt oamenii ăștia mai proști ca rotarul. Poate că nu sunt mai proști, dar am impresia că ei nu știu ce se întâmplă și ce ar trebui să se întâmple conform știu, legii. Și oamenii văd ce se întâmplă în sat și văd multe lucruri ce s-au făcut în sat. Și acum are mizeria, ca că noi în sat nu avem așa gospodării murdare. Auzi, are 10 ani de zile, ea nu prășește, nu cosește, nu seamnă, nu nică, nu văruiește, nu crescuiește nic. Duceți-vă acasă și vă uitați la dânsa, așa să vedeți în condiții trăiești rotarul. Și veniți în sat și să vedeți cum e satul amenajat și cum sunt oameni, sunt gospodari. Și cum e casa de cultură făcută stăt. Înghețat acolo, nu poți... Casa de cultură era distrus complet. Nu. Și școală și grădiniță stăt. Așa că am investit în proiect stăt și s-a făcut. Nu. E frig, e frig în casa de cultură, în curtea școlii. E frig, dar este cât chezi din casa de cultură, în raionul Cahul se încălzește. Nici casa de cultură la Cahul nu se încălzește. Dar măcar biblioteca, măcar ceva. Azi hotărâm că noi nici n-am avut bibliotecă. La noi bibliotecă a fost deci din casa de cultură și a distrus tot. Când am luat în primire, era distrusă. Și am făcut prin proiecte, am făcut și bibliotecă, sală de fitness și sală de dansuri, tot am făcut. Și pavaj și scări, tot am făcut la casa de cultură. Și acum am cumpărat conținer și o să instalez. E dacă deșteaptă, lasă-o scrie proiect, nu scrie prostii. Am să-i transmit. Dar mă ta nu m-ai înjurat și nu amenința că nu ai... Dar eu nu înjur. Eu nu v-am înjurat, dar eu vă lămuresc. Omenești, eu stau de vorbă ca cu un om normal. Dacă gândiți că sunteți, că dacă așa e bine. Dar mie nu-mi place când mă judec, când mă critic tot timpul. N-ai ce eu să-i fac, dacă am făcut chiar... și gaz am făcut și drumuri am făcut tot. Satul nu a avut gaz decât în satul Burlac. Dacă erai om de rând, poate nu te criticam, numai dacă te vedem că speli mașina în drum sau că dai focul la gunoi ca vecina aceea a matale, dar altfel nu te băgam în seama așa, dacă ești primar și încă la al cincilea mandat, nu pot să te las în pace. Și am făcut mult în sat. Bravo, și pentru asta oamenii te-au votat, dar nu putem să nu te criticăm. S-a făcut derotare dacă mi se înțită la cap. Și mă pune greșit de 6 ani de zile. O vrut-o pe termin și în pământ tot din cauza lui rotarul. Ia te critică, nu te pune greșit. De ce nu
dai în judecată pentru ponegrire. Eu nu cred că te ponegrire. Dar nu vreau să umblă cu dânsa. E te critică și are dreptul să te critică. Iese judecat și comisarul și umblă acum șefa policlinicii umblă. Că i-a dat niște, o aici costat la spital și i-a dat aici certificat. Și acum umblă să judec 3 ani de zile cu șef policlinicii. Și se judec cu toți, cu toți acolo, cu primării, cu poliții, cu procuratură, cu toți oamenii în alții. Foarte bine, și apără drepturile, și le știe și le apără. Lasă-l ocupat, ce are de ocupat, să nu mă ponegrească. Lasă-l, uite, la dânsa acasă și gospodină e. E treaba ei cu gospodăria ei, dar satul e a tuturor și mă taiești gospodarul satului, răspuns pentru ce se întâmplă și în sat. De ce, s-o băg- de ce s-o băgat milionul în... Artiziana, ce sonda am făcut și s-a băgat, dacă nu sunteți la curent, nu vorbiți. Sonda eu am făcut-o tot prin banii am adus în sat. Și de ce nu funcționează? Și oamenii, dacă n-a chită apă, lasă să suferi. I-am făcut întreprindere municipală. Am stabilit preț 3 lei, le-am dat, făcut contract, i-am făcut tot. Oamenii nu vor să achite apă. Nu sunt vinovat aici. Poate e preț scump. 3 lei scump? Nu știu. Conectați-i pe cei care vor să plătească. Eu nu cred că toți nu vor să plătească. Noi toți am conectat. Și am făcut sondă și captaje și apeducte, am avut și cu FISM și din soldul primăriei o grămadă apeducte am construit. O venit aceia și o verificat și o văzut că nu-i bună treaba. Nu-i bună când ai stare. Nu ai citat oamenii și o lepădat. Și acum întreprinderea stă fără director. Și eu fiecare lună dau anunții la director. Eu n-am contabil la 3 ani de zile. N-am contabil șef. Și nimeni nu vor să vină. Am 4 fete cu studii superioare și nu vor să vină să lucrez din cauza ei. Poate din cauza ma tale. De ce din cauza unui consilier? Nu din cauza mea. De ce din cauza unui consilier oamenii nu vor să lucreze contabil în primărie? O muncă prestigioasă, nu? Veniți și să vedeți câți consilieri au lepădat din cauza ei. Am mandatul trecut 13 consilieri au scris cereri și au lepădat din cauza lui Rotaru. Nu prea cred, n-am auzit. I-am văzut că o și candidat din nou și acum au al doilea, al treilea mandat ca mata. Și ca ea. Ea are al doilea mandat deja. Și văd că sunt jumătate din consilierii sacieși. Sunt, dar întrebați-i cum lucrează cu dânsa. Noi n-am avut nicio ședință normală ca să fie. Păi de ce vă stresează camera, filmatul, mediatizarea? Ea propune, ea critică, asta e democratic, e minunat. Dar de ce nu critică că România, de ce nu critică în Germania? Că Rotaru, dacă era în Germania, de mult stătea la pușcării. Scriți așa pe toți, din senin. Nu prea cred. Și Germania și România sunt țări democratice și oamenii critică la ședințe de Consiliu. De ce n-a făcut ea cât a fost la primărie 4 ani? Ce n-a făcut drumuri? Ce n-a făcut gazoducte, apeducte? Ce n-a pus iluminat stradal? Ce n-a făcut la grădiniță reparații? Dar pe ea au propus tot felul de proiecte. Dacă nu votează majoritatea, majoritatea au vrut... Propui, lasă scrie! Lasă scrie proiecte, lasă aduc să fac! Păi nu o... se umblă scrie și nu. Asta nu e obligația consilierilor. Ea e din Parlamentul local. Da, consilierul s-a obligat să scrie proiecte și proiecte, decizii, proiecte, să aducă investiții. Proiecte de decizii. Nu să umbli scrie și să filmeze, să arăți toate gunoaiele. Și asta e un drept fundamental, e permis prin lege. Și fără asta lucrurile nu prea merg în țară, nici în sat. Nu, nu puteți mai faci o sărbătoare. Oamenii se să ducă la sărbători. Îi filmează, îi pune grești. La mort oamenii acum vor să mai duc ei, se duc la oameni la mormântare și eu își filmează. Arăta cum sunt drumurile, ea nu filma mormântare. Drumurile s-au făcut, drumurile la cimitir s-au făcut. Nu erau deloc drumuri la cimitir, erau, nu era deloc. S-au făcut cu pietriș. Păi iată, și acum arăta cum e drumul. Ce mare problemă. Și eu aș filma drumul cum arată. S-a oprit mașina la jumătate și nu putea să urce spre cimitir. Eu n-am fost la Burlacul niciodată, dar știu cum arată. Am văzut că drumul e jalnic. Mai sunt primării ca Burlacul de Republica Moldova. Eu n-am văzut nicio primărie să fie atât de criticată. Ia intră în grupul primării de la Pepeni. 11.000 de abonați avem acolo și scrite și laude și de tot felul. Primarul face live-uri în grupul acela, chiar dacă îl critică toată lumea. Așa e democrația.
Că e cel mai ușor, stai să filmezi și să critici lumea. E și fă. Dar el n-a făcut nimic în viața ei, eu vă spun. Nimic n-a făcut. Iată, Nu m-a umblat așa și o criticat. primarul de la Pepieni a început ca ea, o criticat, o filmat, acum a ajuns el primar și lumea îl critică, că numai de filmat și de criticat e bun. Dar el se uită la dânsa și nu. Apoi să ne uităm la dânsa că nu o să ajungă în locul Ia matare. căutați-vă care eu fac cu video și ați vedeți în ce condiții trăiește rotare. În ce condiții și eu. Eu am văzut ce face aceia care au filmat-o. Dă foc la gunoaie și mata nu vezi asta, dar te-a otrăvit și pe mata și pe Tamara Rotaru. Femeia aceia care au dat foc la gunoaie, Indira sau cum o cheamă, i-au încălcat o grămadă de Au legi. rămas să-și facă regulă acasă, că oamenii n-au păsări în Da, prejurul dar... căsii de cine acolo. Că e Da. băcșit cu dihor și cu vulpi, Și la dacă dânsa. dă foc la gunoaie, o dispară dihorii și vulpile? Să-și facă regulă acasă. Că oamenii se adresează la mine, că n-au păsări. Nu pot să țin, le-au mâncat și răți și Păi gâști și găinte. să le țină după gratis, nu le lasă liber pe drum. Dar să nu Ai văzut ocol, cum pasc păsările să măgari, nu cum ocol, nu pasc să. măgari, caprele pasc lângă muzeu, e bun așa? O să rămâneți fără pădure cei care au plantat-o acum, că o să dea drumul la căpre, la măgari, prin pădurice și o Ați să o hotărât distrugă. noi și singuri, fără rotare, am hotărât. Evident că până acum nu prea ați hotărât, o grămadă de probleme au depistat până acum. Trebuie să depisteze că nu a făcut nică. Păi ea nu a avut Și funcție, dacă am făcut o reparație la primărie, n-a făcut-o pentru mine personal acasă. S-a făcut că primăriei și a trăsit cel mai frumos obiect al satului, e fața satului primăriei. Da, de 3 ori să faci reparații în 3 mandate. Dar dumneavoastră ați văzut în situația era primărie. Dar nici acum n-ați făcut rampă de acces, de exemplu. Dacă vine Ați omul fac și m-am cârj. vrut să fac acum. Am proiect, am făcut proiect tehnic și am vrut să fac. Dar cu rotarul n-ați putut să faci nimic. Da, Cât ar și e, cum a spus, rotarul-i de cât vină ar că și mata e n-ai cu ochii făcut în... deschiși, în burlacul n-ați facă nimic. Rotarul-i de vină Dar că de să patru închidă ochii mandate n-ai ceva. făcut rampă de acces la primărie. Sala de ședință e la etaj. Cum o să ajungă omul în cârjă la etaj să vadă sala de ședință? Faceți live, ați zis, cumpărați camere, faceți transmisiuni în direct de la ședință, se poate privi Am omul vrut de să acasă. cumpărăm, eu nu-i de acord. Da, aveți Dar nu majoritate. spune că e bărșit. Spuneți camere la ședință, nu pe coridoare să vedeți de câte ori vine el la Noi la primărie. ședință am vrut să spunem, și în coridor Și spunem. aveți Să majoritate, vii hai, să... până acum de Să ce vii n-ați să... făcut? Eu când vin odată, două ori, nu e fiecare zi dimineață de la 8 până la 5 la primărie. Nici funcționar nu pot să îndeplinească funcțiile. Dar ce încurcă, mă rog, vine pe coridoare și filmează. Ia că așa încurcă, că vine și sanină de unul și pe altul și deranjează pe toți, nu Dacă pot. vede încălcări, da, sanină. Am văzut că îi mai dau cu spray în ochi secretara, de exemplu. Trebuie de Așa-i... mulți de nu cu spray, cu altceva să nu mai vadă deloc. Dar pe ea că de asta și se poartă așa, secretara sau muncitorul ce la se poartă așa, pentru că mata o disprețuiește, ți-a exprim public disprețul ăsta și oamenii simt atitudinea. Deci mata e incitat la ură și la violență. Și pe secretară și pe lucrătorul celălalt. Nu degeaba te-au amendat și pe mata, că mata prima e atacat-o acolo afară lângă centrala termică. N-am atacat-o eu. Cum nu, când sunt piedicat și-o căzut? Eu singur sunt piedicat. Eu n-am atacat-o și nu i-am Da, spus nimic. Și nu umbli cu am minciunile. auzit acum Eu din nici n-am vorbe. pus mâna pe dânsa. Acum din vorbe am auzit ce atitudine ai pentru ea, că trebuia de mult atacată și bătută și în tot felul. E clar că o urăști. Rușine, domn primar. Dumneavoastră vă și roșine. Dar mie pentru ce? Pentru că eu nu v-am aninat, nu v-am criticat și nu v-am spus nimic. Pentru că eu n-am funcție, dar Și nu mata ești faceți primar. satul de râs. Nu faceți satul.